Armata română a început campania de recrutare a rezerviștilor voluntari. Cei care vor să ocupe unul dintre cele 775 de locuri au timp până pe 30 iulie să se înscrie în program. Cetățenii cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani se vor prezenta la sediile centrelor militare din zona unde își au domiciliul, având asupra lor actul de identitate, permisul de conducere, actele de studii, precum și livretul militar, dar și copii ale acestora. De asemenea, aceștia trebuie să aibă asupra lor și certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum șase luni înainte de data depunerii. Candidații care nu au pregătire militară vor fi consiliați și vor fi orientați către funcțiile pentru care aceștia îndeplinesc studiile necesare. Pentru anul 2021, Ministerul Apărării Naționale a declarat vacante 170 de locuri pentru maestru militar și subofițer rezervist voluntar, respectiv 605 locuri pentru soldat gradat rezervist voluntar.